Dacă te vei uita în oricare dintre topurile cu cei mai mari pianiști ai secolului 20, negreșit vei găsi și numele lui Dinu Lipati. El a fost o figură legendară, aș spune chiar romantică. Genul lui unic a fost curmat foarte devreme de boala Hodgkin's, dar deși Lipati a trăit foarte puțin, a întreprins o carieră extraordinară. Dinu Lipati s-a născut în 1917 la București, într-o familie cu tradiție muzicală. Tatăl său a studiat vioara cu Pablo de Sarasat, iar mama sa era o excelentă pianistă. În plus, naș de botez a fost nimeni altul decât George Enescu. A studiat la Colegiul Național Gheorghe Lazar și mai apoi la Conservatorul din București cu legendara Florica Muzicescu. În 1934, în urma participării la un concurs internațional de pian la Viena, este reperat de Alfred Cortot și invitat să studieze cu acesta la Paris, la Ecole Normale de Music. Am vorbit mai pe larg despre relația lui Lipati și a mai multor români cu această instituție în alt video Revival. Vă las linkul aici dacă vreți să-l vedeți. La Paris va studia pianul cu Cortot, compoziția cu Nadia Boulanger și Paul Dukas și dirijatul cu Charles Munch. Cortot dezvoltă o afecțiune specială pentru tânărul Dinu, numindu-l cel mai talentat pianist al generației sale. Cariera sa începe să se dezvolte vertiginos, iar Lipati ajunge să întreprindă turnee în Franța, Italia sau Germania. La începutul lunii septembrie 1943, Dinu Lipati împreună cu logodnica sa pleacă în ultimul său mare voiaj muzical. Un turneu amplu trecând prin Viena, țările scandinave, Elveția, care la final trebuia să-i readucă la București. Planul se realizează întocmai în afara ultimului punct. Cei doi nu mai ajung în România și se decid să se stabilească la Geneva. Îi este propus un post de profesor la Conservatorul din Geneva, iar Lipati îl acceptă cu entuziasm. Din păcate, atunci încep și primele semne ale bolii sale, iar în 1947 este diagnosticat cu cancer limfatic, boala Hodgkin. Anul 1950 îl găsește epuizat, dar relativ restabilit. Lipati își regăsește în mod miraculos forțele. Între 2 și 12 iulie, imprimă pe disc cea mai mare parte a testamentului său artistic, Bach, Mozart, Chopin, cu un extraordinar entuziasm și o forță incredibilă. Lipati își continuă activitatea în vederea noilor angajamente, dar aparenta sa vitalitate începe să scadă. La 23 august interpretează la Lucerna concertul în Do major de Mozart cu Herbert von Karajan și orchestra festivalului. Apoi a urmat ultimul recital, legendarul de la Besançon, pe 16 septembrie. În după-amiaza zilei recitalului, Lipati, doborât de un nou acces de febră, nu crede că va putea cânta. În cele din urmă, susținut fiind de doctorul său, decide să facă un mare efort. Recitalul, susținut în întregime, va fi ca un sacrificiu pe altarul artei. Aproape 3 luni mai târziu, pe 2 decembrie 1950, ne părăsea pentru totdeauna. Suntem în Ecole Normale de Music de Paris, locul în care Lipati s-a format pe perioada studiilor sale. Și nu cred că există un loc mai bun în care să vorbim despre el. Dar nu vom vorbi despre Lipati pianistul, ci despre Lipati compozitorul în una din cele mai reprezentative lucrări ale sale, Sonatina pentru mâna stângă. Pe lângă cariera de pianist, care l-a plasat printre legendele secolului trecut, Lipati a fost și un prolific compozitor. Din scrisorile sale cu Mihail Jora, observăm cum se străduia mereu să balanceze activitatea concertistică cu cea componistică. În 1934, această vocație este validată cu premiul George Enescu, cea mai importantă distincție din componistica românească. Dacă aruncăm un ochi peste opera sa, vom remarca un compozitor talentat, inspirat și plin de resurse. Probabil cea mai cunoscută și interpretată dintre lucrările sale astăzi este chiar una pe care el nu a considerat-o prea importantă, Sonatina pentru mâna stângă. Ok, de ce o lucrare doar pentru mâna stângă? Ei bine, nu e un lucru neapărat inedit. Au mai fost compozitori care au făcut asta, începând chiar cu secolul XIX. În secolul 20 chiar apare un interes special pentru lucrări concertante, pentru pian mână stângă și orchestră. Avem exemple: concertul numărul 4 de Serghei Prokofiev, concertul de Korngold și tatăl tuturor concertelor pentru mâna stângă și orchestră, concertul de Maurice Ravel. Revenind la Lipati, intenția lui nu era neapărat de a se încadra într-un trend. În 1941 era în vacanță în România, pe moșia familiei în Fundățeanca. Acolo lucra în paralel la mai multe lucrări, cele 3 schițe pentru orchestră, cântecele pe versuri de Verlaine și Sonatina pentru mâna stângă. Recurge la a scrie o lucrare pentru mâna stângă pentru că, neavând extraordinar de multe partituri pe care să scrie, preferă să comaseze mai mult material muzical pe un singur rând, nu pe mai multe. 1941 este un an foarte important în cercul apropiat al lui Lipati. Enescu urma să împlinească 60 de ani și Mihail Jora, maestrul lui Lipati, împlinea 50 de ani. La invitația lui Constantin Silvestri, Lipati scrie o lucrare pentru a se alătura unui grup de compozitori care urmau să organizeze un concert dedicat maestrului Mihail Jora. Lucrarea pe care Lipati o scrie este această sonatină pentru mâna stângă. Într-o scrisoare adresată Floricăi Muzicescu, acesta îi spune că a compus o lucrare în stil curat românesc, un fleac pe care l-am compus în 2 zile.
fleac neflac, lucrarea a ajuns să fie una extraordinar de convingătoare și să se strecoare repertoriul foarte multor pianiști internaționali. Sonatina este structurată în trei părți. Partea întâi, Allegro, începe cu o gamă modală de inspirație populară și are o scriitură violonistică. Din această gamă se naște o melodie care dă impresia că scriitura ar fi, de fapt, la două mâini, nu una singură. Tema a doua are tot un caracter popular românesc, dar de această dată mult mai cantabil. În dezvoltare apoi, Lipati va prelucra cele două teme către un punct culminant. Dezvoltarea continuă apoi cu elemente din ambele teme prelucrate pentru a ajunge la un punct culminant. Lipati dezvoltă în special cea de-a doua secțiune a temei a doua aici. Expoziția avem un punct culminant determinat de reexpunerea temei a doua în stretto. Asta chiar un moment atât de bine scris pentru doar română, încât ai senzația că sunt două mâini care cântă simultan. Partea întâi se termină cu o ultimă afirmare a celor două teme într-o codă care pare că vrea să ajungă undeva, dar apoi se răzgândește și se oprește amuzant. Atmosfera caldă a părții a doua este inspirată de imaginarul rural românesc. Conține o melodie necomplicată, însoțită de un acompaniament simplu, în staccato și are o formă clasică de lit tripartit ABA. Partea a treia încheie energic această sonatină și are cea mai pianistică scriitură dintre toate părțile. Este incredibil că dacă nu te uiți la pianist, ai senzația că este chiar cântată cu ambele mâini. Cea de-a doua temă a părții apare în contrast cu prima, fiind cantabilă și liniștită. Ce aș mai vrea să vă spun este că tema întâi a părții a treia este înrudită cu tema întâi a părții întâi. Pe când în partea întâi... În partea a treia întâlnim și o utilizare a motivului cruce, anume a semnăturii BACH al lui Johann Sebastian Bach. Anume... Ei bine, Lipati o folosește puțin în inversare,
chiar în codă. Piesa se încheie grandios cu fragmente din tema întâi a părții a treia și salturi pentru care poți doar să te rogi în concert să funcționeze. După cum puteți vedea, această lucrare nu este un fleac, așa cum a numit-o Lipati, dar este o lucrare extraordinar de bună, compactă, care reușește să facă tot ce și-a propus. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest episod Revival, mi-a făcut foarte mare plăcere să vă prezint lucrarea asta. Am adăugat-o de curând în repertoriul meu și abia aștept să o cânt cât mai mult. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Revival, să urmăriți pagina de Facebook, Instagram și TikTok și dacă vreți să susțineți proiectul Revival, să aruncați un ochi și pe pagina de Patreon. Mulțumesc!